Aparatul de zbor prăbușit la începutul săptămânii la Culciudiul este asigurat printr-o poliță de aviație pentru riscurile casco, răspundere civilă față de terți și accidente persoane. Tragedia aviatică s-a soldat cu moartea tuturor celor 4 persoane care se aflau la bord, pilotul aeronavei, copilotul, precum și cele 2 cadre medicale de la Smurd. Suma asigurată pentru riscul casco se ridică la 5,42 de milioane de euro, pentru riscul de răspundere civilă față de terți la 120 de mii de euro, iar pentru deces sau invaliditate permanentă în caz de accident la 50 de mii de euro pentru fiecare persoană, menționează compania. Aceeași companie de asigurări a acoperit pierderile avionului prăbușit în zona Munților Apuseni în luna ianuarie a anului curent, data la care pilotul Adrian Iovan și Aurelia Ion, studentă la Institutul Medico-Militar din București, și-au pierdut viața.